Slavă lui Dumnezeu stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stai în certe a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, Rekonwajtem k avem nevoj de ajotor ulte ou. Prok ulte ou sa rogat, doamne, deskide oki kasa vad. Terogam doamne, deskide ne oki kasa vedem. Deskide ne oki kasa vedem. Deskide ne oki kasa vedem. Deskide ne oki.

pentru că ai să zic că ora 4, ora 5, și tu nu vezi ce este în încapere. Dar când se ridică lumina soarele și soarele începe să intre în această încapere, acea lumină te ajută să vezi. Avai deja ochii, dar De acest ți era lumina ca să vezi. doit deski dem ok se mai ne doit amener illuminage ok à doux lumina qu'à sa voûte tu as tues donc amdat nous porte sa sa voûte nous lesius y a ou un trebaré car édom christos a primit si elle a réponse qu'un trebaré i-au zis, hai să citesc din nou, Marcu 11, 27, s-au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimbă Iisus prin templu, au venit la el preoții, cei mai de seama, și bătrân. Preoți, cei mai de seama, și bătrân. O echipă de șoc, care pot să zic așa. Deci, și au zis, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și tine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci. Cine erau? Preoți cei mai de seamă, carturari și bătrân. De fapt, aceste trei categorii, erau, mai ales erau cei mai de seamă, erau cei care, în societate, dădau autoritatea. Nu? Uh, c -c când ne uităm de exemplu la, nu știu dacă găsesc repede um, acest uh, uh, text imediat când Pavel vorbește despre um, Uitați, uite, faptele, do, uh, faptele 26 cu 12. Am găsit. În acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preot cei mai de seamă. Nu mă duc să mă uit în original, dar dacă mă duc acolo, e sigur, e putere în sens de autoritate. Da? Deci, în acest scop, m-am dus la Damas cu putere și uh, înv învoire de la preot cei mai de, de seamă. Deci, vedem că uh, preot cei mai de seamă uh, erau oamenii care ei da dau autoritate unora uh, să facă uh, un lucru sau, uh, sau altul, dacă pot, uh, pot să spun așa. Da. Uh, și... Um, da, este verific acum, da. E exuzia, da, e, auto, e putere în sens de... Știam chiar dacă da, am vrut să verific dar am primit putere, adică am primit autoritate de la cine, de la preoții cei mai de seamă. Da. Deci aici avem preoții cei mai de seamă. Ei dadau dădau autoritate. Apoi avem carturar. Și carturar asta, adică oamenii învățat. De la ei, ei aveau autoritate să-ți da diploma. Ei puteau să spună, da, de unde vine această înțelepciune că el nu a învățat la noi, adică noi dăm diplomele. Da? Și apoi avem bătrâni. Și în cultura de atunci, Bătrânii aveau un cuvânt de spus, dar trebuie doar să citești scriptura. Bătrânii aveau o anumită autoritate. Deci avem aceste trei categorii. Îmi vine să zic că preot, religioasă, carturări, asta cum? Juridică. batterne comme comment ça dit qu'acha familial des ces trois autorités autorité religieuse juridique et familiale comme ça dit qu'acha bien pour être mieux qu'acha exact da un seul idée a dit que che de la car et putai ils font faire ces ça va donner emprune chez au met la sociaux parce que à s'attribuer sa vedem cei care ei dada autoritate la celal se duc la un tânăr care va aproape pe la 30 așa și spun cu ce autoritate face asta? Trebuie și să înțelegem întrebare care nu e pusă. Preos mai de seamă suntem aici. Ei sunt captura. Ei sunt bătrân. Noi nu ți-am dat. Și dacă noi nu ți-am dat, cine ți-a dat autoritate? Cine ți-a dat autoritate să faci ceea ce faci. Că noi suntem cei care dăm altor autoritate. Pe tine nu te cunoaște. Cu alte cuvinte, pe tine nu te-am agriat, nu ți-am dat autoritate. Cu ce autoritate? De la priot zero. De la carturar, zero, nu ai. De la batren, zero, nu ai. Și atunci, cu ce autoritate faci asta? Um, și um, Domnul Iisus le răspunde. Există, paranteză, astăzi, sâmbătă, poți să primești un bonus, nu? Există oameni care exact au mentalitatea asta. Ei cred că dacă nu ai învățat la ei, înseamnă că n-ai învățat. Ei cred că dacă nu te au trimis ei, înseamnă n-ai cum să fii trimis.

Cu ce autoritate face asta? <laughs> și aici Domnul Iisus, prin răspunsul lui, ne învață multe lucruri. Deja răspunde și în răspunsul lui uh, spune așa, um, mă întorc la la Marcu uh, 11, verset 29. Iisus l-a răspuns, am să vă spun și eu o întrebare. Răspundeți, la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce puteți face aceste lucru. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni. Răspundeți. Și deja aici, Domnul Iisus ne arată că există autoritate care vine de la oameni. Există autoritate care vine de la Dumnezeu. Și l-a pus această întrebare. Ioan,

Și dacă îl credeți pe Ioan, nici nu mai trebuie să veni să mă întrebați cu ce autoritate fac ceea ce fac. Că Ioan a vorbit despre mine. Dar acest lucru e foarte interesant pentru că uh, ce se întâmplă aici, pentru că oamenii vin și cumva chestionează, pune îndoială la autoritatea lui mai ales cei care pun această întrebare erau ei care dadau autoritate în diverse sfere ale societății și ale vieții în, în vremea aceea în Israel. Deci ei pun în chestiune autoritatea lui. Că este aut autentică, că este veridică, că are drept, că este legitimă. Și modul de răspuns a Domnului Sus este extraordinar. Nu doar că e închis gură, dar este extraordinar pentru că în locul Domnului Sus să vorbească despre El. Vorbește despre Ioan. Păi stai puțin. Întrebarea era legată de tine. Nu. Dar Domnul Iisus nu răspunde despre el. Domnul Iisus vorbește despre Ioan. Și si de fapt le, le spune exact același întrebare de fapt. Că de fapt când zice botezul lui era de la oameni sau de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte cu ce autoritate facea Ioan ceea ce facea. Așa s-a născut din mintea oamenilor, din mintea lui sau altor oameni, Ça va la de la Domnésie. Il, il, il y a une fausse attaquante. L'autorité a fausse attaquante. Dariel nous répond de peinture. Il y chez Deyohan. L'omination n'en va se chevailler. Il existe un look où il y Car il est très bien, c'est une sélection, nest pas,

in kontinuitate a tche a tche ou enche pou l alz inaynte de tin. Autoritate provine, ou sa repè di nou, de faptul ke tout te inskri, te pozisyonez, te alinyez, in kontinuitate a, inaynte a che lor tey, Jean a venu in ante lui Christos. Jean a aînt ceput Lucas ain ante lui Christos. C'est qu'indome lui Christos Christos apparut de fait quand sa fille in mon public tribua sa ce à la Jean. Si kin Jean baptisa si tch, celle qui rematris sa Botez, mais elle peste care o să vezi Duhul coborându-se în forma unui porumbel este cel care botează de Duhul Sfânt. Am văzut și am marturisit. Și totuși, când Ioan refuză să-l boteze pe Domnul Isus, Domnul Isus zice, Las, lasă, să, face, să facem orice, să facem ceea ce este drept. Prin acel gest, Domnul Isus se înscrie, se aliniază în continuitatea a ceea ce a făcut cel care era înaintea lui, dar tot trimis de același împărăție. Puterea autorității tale nu este încât de mult te crezi tu mare. Nu. Puterea autorității noastre se se, 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 vede încât de mult suntem înscriși și aliniat și conectați la cel care a fost înaintea noastră. Isus Hristos.

Să mergem în uh, matei. Matei și. Matei 3. Versetul 1. În vremă, matei a venit, tu ai un și propagandă, in pusie que iudei, el zice apokalipse, căci împăratea cerului este aproape acesta este acela care fusese vestit prin procul sa când zice, iată glasul celui care strigă în pusie, pregătit ca la Domnului, ne teziți cararile. Ioan își gasește autoritate pentru că se înscrie In continuitate, în ce a fost vestit de un alt prog, de un alt om, investit de împărăția lui Dumnezeu, de puterea de, de sus, investit de autoritate de sus. Și si Ioan se înscrie. Foarte important. fi foarte atent la, la, la ce voi citi pentru că din nou este un lucru foarte practic care trebuie să l facem dacă vrem să manifestăm și să umblăm în autoritate care e Dumnezeu ne dă. Și acel lucru practic este să știi ce s-a spus înainte despre tine. Ce s-a prorocit despre tine? Și si tu, în armonie cu ce a fost prorocit, s-a te înscris în in continuitate. Continuitate. Ah, oh, pe de unde îți vine autoritate? Domnul Iisus nu vorbește despre el. Vorbește de cel care a fost înaintea lui. Care totuși a marturisit despre el. Și si dacă te duci la Ioan și spui, cine ești Ioan? Pe de ce zic dacă se duc? Avem chiar acel episod din Scriptura. În Ioan capitolul 1. Citesc. Uite ce zice Scriptura. Cel rău ne înșală mult. Ne înșală mult copilul lui Dumnezeu. Cu tot fel de teorii, tot fel de povești și mulți copii lui Dumnezeu sunt mântuit, dar nu sunt în continuitate ceea ce a fost zis înainte. Și atunci poate să cântă, în Hristos suntem nu știu ce, dar nu manifestăm această autoritate. De ce? Pentru că nu ne înscriem în mod practic în continuitate a ce a fost făcut și spus. Nu, n-ai autoritate că ești copilul lui Dumnezeu sau că ești cel mai deștept. Nu, 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 nu. T'as inscrits entre de continuité. A t'aller carré en force, tout le 19. Ioan 1, versetul 19. Iată marturisirea făcută de Ioan. Când iudei au trimis din Ierusalim pe niște preoți și live, leviți să-l întrebe. Tu cine ești? Din nou același lucru. Aici noi suntem preoți, aici noi suntem levi. Tu te, te trezești așa în și începi să faci niște rituale religioase. Cine ești? Cine ești? versetul 20, el a marturisit și l-a tagăduit, a marturisit că nu este el Hristosul. Și el a întrebat, dar cine ești? Ești Elie? El a zis, nu sunt. Ești procur? Și el a zis, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce, ce n-au trimis. Ce zici tu despre tine, Hinsuț? Așa o să întitulez. Proteine de ans. <laughs> Ce zici tu despre tine însuți? Ceea ce-ți spun acum e foarte simplu. Pare simplu. Dar dacă aplici asta în viața ta, viața ta se schimbă. Ce zici tu despre tine însuți? <laughs> Eu, versetul 23, Azis yel, sen glasol chè lui chè strega in pustiye, ne tezit ka la dom lwi koum azis prok oul isaya. Si yo an botezator oul se inskria in tro kontimitate, se alinyan a tche a tche a fozis chis pos inayente despri el. Chinèjt, yo senti. Vocea celui care strigă în pusie. Folosește exact expresia. Câți copii lui Dumnezeu putem deschide Scriptura și să spunem Eu sunt. Și ne aliniem și ne. <laughs> ne supunem, credem ce a fost vestit din noastră. Din păcate, gura noastră. Moult et loup car ils sprennent contrarziq chez apozis C'est un total désaccord. Nous n'aligneons. Chaque fois ils vremm s'exerçent autoritaire. Nous fonctionnons à ça. Soldat ou l'asie bien. Hier carassin soldat se soupouse. Chaque fois ils allent s'en soup se soupone. Au alt dimensionné s'en soupouse chez carassin maïma. Se réfère chez hier soupouse la chez caré fos inaintata trimis de dumnese și te alignes in locrar alor de acia d exemple o saves u nom comieste domnuisus deșieisus și toto seduce la yoan bottesator penque trè be sa sinscrie incifos cris

d'introduire euh, apparaît un personnage fort et euh, mystérieux. <laughs> une génèse, une carte de génèse. Un personnage mystérieux. Car la Bible dit qu'il y a deux poignées qui viennent. Il y a deux chines en l'intérieur de Chine. Si c'est personnage mystérieux, la binecuvântat pe Abram, Biblia ne spune klar, yeste este cel mai mare care de Deci si Abram este un om deosebit, Biblia ne zice, statat așa, Existe un nom aici, un preot, un imparati preot a dumnezeu

copiii Dumnezeu care sunt electron liber. Așa i numesc eu, nu electron liber. N-au nicio legătură, n-au nicio treabă. Ei sunt Dumnezeu pe pământ. N-au cum să manifeste autoritate. Sunt tare limitat. Încă trebuie să te înscrii. În ce a fost? Și si, si dacă te uiți,

aormparetu saemolui adbieamisafosuapsus adus puineivi el era preot al dumnesiu lui celui prainalt melchisedec a binecouventat pa avraam no inversu iazis binecventat safi avraam de dumnesiu cel praina Ziditor chè ou li chal pa moun tou li. Bile kontat se fye Dumnezè ou chèl preynald kare adat pe vrasma chite moun li le tale. Che Avrami adat zè chou aladin toate. Dèk egzista ou non. Dèk che Avrami ra deja a y se zik preten li Dumnezè ou. Ha <laughs> ha.

e o tema destul. Chiar cel care scrie, vă zice, aici e o tema un pic complicat. Și si ați devenit greu la minte ca să vă explic. Mai sunt mult de despre acest mel și Deja Dumnezeu vorba cu Avram. Dar Dumnezeu a făcut să se întâlnească Avram cu acel om. Și si după ce acest om s-a rugat, Bine, s-a rugat. să zic, să folosesc chiar termenii Scripturii. După ce mersi se a la binecuvântat. Te duci în Geneza 15, 15 citești așa. Ac După aceste întâmplări. Care întâmplări? Când s-a dus în război, să a recupereze pe lot și așa, dar spre ce s-a întâmplat, a fost binecuvântat de Melchisedec. După aceste întâmplări, penacum auzai doa biblia zici adua si dumnezu azis lui avrm dumnezu azis lui avram dumnezo saratat lui avram dupace melchisedec la binecumtat biblia zice dupaceste lucro cuventul domn lui avorbit lui avram intro vedene când acest om l-a binecuvântat. Nu că Dumnezeu nu i-a vorbit lui Avram înainte, nu, nu, nu. Dar de data asta a mers la un alt nivel. Și de unde știu asta? Expresia este diferită. Nu mai se zice Dumnezeu a zis. Expresia este diferită. Zice așa, cuvântul Domnului a venit. Și apoi ni se menționează într-o vedenie și în vedenie aceasta e vorba de stelele și Avram se uită la stelele, adică este ridicat spiritual foarte sus. Și în această vedenie Dumnezeu îi zice așa va fi semânta ta și în această experiență pentru prima dată citim Avram a crezut. Când Dumnezeu a vorbit în 12, în 13, în 14 nu se zice că a crezut. Se zice doar că Dumnezeu a vorbit și s-a dus. Dar aici se menționează Avram a crezut. În urma ce a fost, după aceste lucruri, a fost o întâlnire cu un om deosebit care era înaintea lui în lucrurile lui Dumnezeu. Un rege și preot, mers și sedec. Și l-a binecuvântat pe Avram. Îți spun, în această împărăție, dacă ești electron liber, n-ai cum să exersezi autoritate. Și aici sunt două aspecte. Sunt înaintea și tei care încă există. Și sunt înaintea și care deja au plecat. Prorocii care au vorbit în vechiime, despre tine. Oare te înscrii în ce au zis? Pe cum s-a înscrii în ce au zis când deja nu știi ce au zis? Sau chiar când citești ce au zis, zici, asta a, a fost pentru atunci. <laughs> oh, Seigneur. Domnul Iisus se spune, se pune la îndoială, este întrebate, de unde vine autoritatea ta? Nu răspunde cu el răspunde cu cel care a început lucrarea înaintea de el, le trimite la Ioan. Vreți să știți dacă autoritatea mea e legitimă? Duceți-vă la Ioan și ascultați ce a zis. Astăzi, nu știm să facem asta. Să ne aliniem, să ne înscriem în In această linie care a fost deja trasată de la apostol. Începând, bineînțeles, de la Domnul Iisus, a continuat cu apostol și așa. Nu ne înscriem. Și e normal că atunci sunt anumite prințe ale întunericului care ne red în față. Pentru că ceea ce dă autoritate e când te aliniezi. Și când entitățile pot să se uite la tine, nu se mai uite la tine, văd cel care este în spate. Și când se uite așa și merg tot mai sus, tot mai sus, ajung la Hristos. Și atunci, ah, da, pe tine o să ascultăm ce spui. Dar sunt unii când lumea spirituală se uite la ei, se uite în spate, nu văd nicio autoritate spirituală. Bine, văd stramuri și tei, poate, că fiecare se naște într-o familie, dar din punct de vedere spiritual, se uite așa, zic, dar... Uh, Trasabilitate, până unde te urci, până unde putem vedea sub ce, sub ce familie te-ai aliniat și când ne urcăm, unde ajungem. A se înscrie în ceea ce au zis și spus alți oameni de Dumnezeu înainte să venim. Cere smerenie, cere înțelepciune. Dar cei care fac asta mereu au o autoritate deosebit. Elisei, și o să închei cu acest gând, sunt mult despus în acest subiect, dar va trebui să mă opresc. Dar mă opresc cu acel gând. Elisei nu s-a dus să caute o altă manta. Elle sait nous à douce sa caute ou manta. <laughs> Elle sait nous à douce sa caute ou alt nous ongère. Exactementa wa karafolosito celle qui est née lui. Il manta menta sa douce qui a folosito. Qui folosit. sa inscrit ciel un souche. Il continuité à celle qui a faussi née entre lui.

el s-a înscris, recunoscând ce a făcut înaintea și lui. S-a dus la un botezator, îl botează, chiar dacă sunt mai mari decât tine. Mai sunt mult de spus, dar acest subiect, dar reține acest lucru. Ce spui despre tine însuți? nu ar trebui să vină din opiniile tale sau din opinii celorlalte, ar trebui să vină din autoritatea cerului. Și dacă începi să spui ce a zis Domnul Iisus despre tine, nu să spui la vecin, nu să spui la frate, nu, să spui asta despre tine în susție, dacă încep să spui asta în fiecare zi, ce Iisus a zis despre tine, dacă colectezi toate câteva versete, ce Iisus zice despre tine și încep să ți le spui, ție, zi după zi, după zi, după zi. O să îmi scrie o martu îmi vei scrie și o să spui, uite ce s-a întâmplat după ce am făcut asta. Și termin deci cu această întrebare, că... Ce spui tu despre tine însuți?